Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem. Mă pregătesc de câteva zile să-mi fac un speech pentru această frumoasă revedere. Am emoții, am, cred că, prea multe emoții și am descoperit, dragii mei, că Dexul este o carte prea săracă, pentru că nu mi-am găsit cuvintele pe care să vi le spun astăzi, aici, în direct, la Dale Dimineții. Unde? La Hunedoara 1 TV. Pot să spun doar așa. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care mi le-ați dat în momentul în care ați aflat că ne vom revedea în fiecare dimineață la cafea. Cu timpul vă promit că o să dau citire mesajelor pe care mi le-ați dat și sper ca mulți dintre dumneavoastră să vină parte aici, la noi, la Dale Dimineții. Am emoții, dar n-am făcut încă 7 bâlbe pe secunde cum făceam la emisiunea trecută. Am făcut doar o bâlbă, nu știu, vreau să-l întreb pe Rosi și să-i spun bună dimineața, Rosi, și îți mulțumesc că ești în continuare alături de mine și că, uite, un nou început e o nouă provocare. Vreau să o salut pe Corina și să-i mulțumesc încă o dată pentru șansa pe care ne-o dă să ne revedem în fiecare dimineață. În echipa de data aceasta avem și un membru nou al echipei alături de noi aici la Super Dimineața, la Dale Dimineții, care îmi cer scuze, care va fi alături de noi în fiecare dimineață, și o salut pe Bianca, Bianca Hinț. Bună dimineața, Bianca, și mă bucur că ești alături de noi și o să ne revedem în fiecare dimineață. Prea multe cuvinte, îmi dau lacrimile așa cum mi-au dat probabil și vă aduceți aminte probabil că mi-au dat și la emisiunea în care ne-am luat la revedere. Și nu întâmplător, nimic nu e întâmplător în viață, să știți, și nu întâmplător invitatul din această dimineață alături de mine, aici, la Dale Dimineții, nimeni alta. Și îi mulțumesc din suflet că s-a trezit așa cu noaptea în cap, cine credeți, Nicole Ebner. Bună dimineața, Nicole! Bună dimineața, soare! Bună dimineața tuturor! Și mie mi era dor. Voiam să completez ceea ce spunea Ioana pe lângă iubire, pe care o simte și pe care o transmite. Era un dor nebun. Abia așteaptă mesajele dumneavoastră pe pagina ei de Facebook, abia așteaptă să comenteze împreună cu dumneavoastră rubricile din această emisiune și mie mi-era dor de trezitul de dimineață, așa. Mă bucur că Ioana a revenit și era nevoie de o emisiune cu ea, așa nebunatică cum este. Și stați liniștiți că intenționat va face sumedenie de greșeli, numai ca să vă fie dispună dimineața. Să știți că nu erau intenționate, erau foarte bine calculate și foarte bine optate, tocmai ca să stârnească zâmbetele și comentariile dumneavoastră. Încă o dată, bună dimineața, soare! Nu știu dacă o să-ți mai spună cineva așa, dar noi, pentru că am avut așa început foarte frumos, pentru mine rămâne veșnicul salut, bună dimineața, soare! Acum, la căldura șemineului și în așteptarea rubricilor pe care le-a pregătit Ioana, Rosi, Bianca, Alin, Petronela, deci toată echipa, să știți că a contribuit aici. Sperăm să avem un start bun, Ioana să fie la fel de apreciată și la fel de iubită de dumneavoastră. Mai ales că citise la început de a intra în direct, la începutul directului, câteva mesaje foarte, foarte frumoase. Și Ioana, dacă nu-mi spuneai, habar n-aveam că ultima emisiune pe care ai făcut-o, am făcut-o, așa, a fost acum 2 ani.
Da. Nu vine să cred cum a trecut timpul. Nu doar eu am ținut socoteala și așa cum am promis, o să dau citire o bucățică dintr-un mesaj. Se pare că telespectatorul nostru chiar ne-a urmărit și înainte, ne urmărea și înainte. Bună seara, doamna Ioana, mesajul l-am primit sâmbătă, la câteva ore după ce am postat promo. Bună seara, doamna Ioana, am văzut pe pagina de Facebook că începând de luni, 13 noiembrie, reveniți pe micile ecrane cu îndrăgita emisiune Super Dimineața. Nu e Super Dimineața, e Dale Dimineții. Nu suntem la 1 TV, suntem la Hunedoara 1 TV. După o pauză de 2 ani de zile. Asta a fost impresionant. Am crezut că doar eu am ținut această socoteală, că au trecut 2 ani de zile, parcă a fost ieri. O să povestim ce am făcut în acești 2 ani de zile de-a lungul emisiunilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, da. Voiam să spun că, de fapt, noi ne-am rebranduit, știi? Da, apropo de ce da, corect, da. Unul TV, de fapt, suntem pune doar Unul TV, ne-am rebranduit, dar suntem aceiași. Ne-am mărit pentru că am devenit un trust, între timp ne-am unit cu Hunedoara Liberă și mai avem o sumedenie de surprize pentru dumneavoastră pe care o să le dezvăluim în fiecare dimineață. Pentru că, așa cum știți, eu dau din casă și aici sper să conving și invitații mei care urmează să vină alături de mine în platou, nu doar în platou, invitații de pe stradă, dragii mei, pentru că îmi doresc o emisiune interactivă. Vă promit că o să ies pe stradă mai des decât am făcut-o. Vreau să fim mai uniți, dacă se poate spune așa, să găsim lucrurile bune și lucrurile care pot fi schimbate și cele care nu pot fi schimbate, pentru că nu cred că reușim noi să schimbăm lucrurile în totalitate, dar măcar să încercăm. Dale Dimineții se dorește a fi o emisiune cu șotii, dar și lucruri serioase. O emisiune despre pasiune și talent și parcursul oamenilor de la începuturi la o carieră deja bine stabilită. Ne dorim să fim alături de poveștile oamenilor, prin oameni și prin vocea dumneavoastră, toți cei care faceți ceva sau nu faceți ceva, pentru că noi până la urmă ascultăm cu răbdare și tăcerea, dragii mei. Da, și totuși vă sugerez un lucru, bombardați-o pe Ioana cu tot felul de clipulețe și de filmulețe și toate inedite pe care le întâlniți în viața de zi cu zi. Aveți adresa deja, pagina ei de Facebook, dacă nu o să vedeți și bineînțeles că ce trimiteți, dacă este corespunzător, da. Cerințelor CNA-ului, vă promit că da, vor ajunge pe micile ecrane. Pe micile ecrane dimineața, da. Și nu numai, probabil le vom prelua și le vom transforma în rubrici hazli sau mai puțin hazli, în rubrici reale în timpul emisiunii. Și ajungem acolo, o rubrică reală în timpul emisiunii, dragii mei. Am văzut zilele trecute, echipa noastră din regie a pregătit un material vorbind despre șotii. Ce credeți că am găsit pe rețelele de socializare? Că săptămâna trecută s-a întâmplat undeva. Ia, haideți să vedem și să zâmbim de la prima oră, dragii mei. Doar o zi normală undeva. Da. Ești plimbara gaz, adică că rectific, e o mașină de spălat, îmi pare rău, nu ești plimbara gaz. Ești plimbă doar mașina de spălat. Și-o prins verde la semafor. Și să zâmbim, dragii mei. Păi e cât e să friză, măi, știi cum mai putem să spunem cine se trezește de dimineață, de parcă ajunge, știi, acum depinde și ce care e în spate. Când nu ai bani, știi, când nu ai bani, apelezi la orice subterfugiu ca să
Mai ales dacă s-o fi întâlnit cu, ce era, frigider, mașină de spălat. Am dedus eu cu Petronela, după ce am studiat atent filmulețul, e o mașină de spălat. A găsit-o omul aruncată cine știe pe unde, ce a zis, din asta fac un ban. Și uite-te că s-a descurcat pe mijlocul străzii, că nu putea. Pe unde să treacă? Pe unde? Că tot exact. Orașul e spart. Nu? Exact. Pe vizită de biciclete cu casă, așa că și ajungem la subiectul următor. Râdem, dar nu întotdeauna e de râs. Eram curioasă de ce omul a ales chiar să meargă pe carosabil, să se plimbe cu mașina de spălat pe carosabil, și împreună cu Rosi am dat o tură prin oraș să vedem ce se întâmplă. Și, dragii mei, am găsit, din păcate, cetățeni nemulțumiți care ne spun de ce vor să, sau trebuie să circule pe carosabil. Haideți să-i vedem ce au de spus cetățenii de vei. O par. Bună ziua! Vă văd așa că ocoliți capetele de canal aici în șantier. Am înțeles că s-a spart de ceva vreme, noi acum am venit, suntem curioși să vedem ce zic oamenii, că am înțeles că luna trecută, de când s-a spart, s-au lucrat 5 zile lucrătoare, nu știu dacă știți. Eu nu le țin evidența, dar este clar că este proastă organizare și lipsă de respect pentru cetățeni. E clar asta, restul numai cine îi controlează ce fac. Acum, întâmplător, este și un timp extraordinar pentru constructori. Degeaba. Poate că și primăria are un cuvânt de spus. Numele, dacă vreți, dacă nu, nu e obligatoriu. Un cetățean care este nemulțumit. Vă văd că încercați să intrați în zona de șantier și ați ales să mergeți pe carosabil. Păi uite ce noroi este din cauza asta. Ce părere aveți că s-a spart totuși de ceva vreme? Am înțeles că de o lună și s-au lucrat doar 5 zile lucrătoare. Vremea ne permite, e chiar frumos afară și nu e niciun muncitor aici. Păi eu știu cum au programat ei lucrările. Adevărul e că toată lumea este incomodată de faptul ăsta că e totul săpat, e noroi, te mai și împiedici de câte o bucată de piatră. Să sperăm că o să termine cât mai repede. Nu vi se părea normal? E doar o întrebare. Eu, ca și cetățean, întreb un alt cetățean. Nu vi se părea normal să existe podețe, locuri prin care sunt foarte multe instituții, e o bancă, e un coafor. Nu vi se părea normal să fie niște trasee pe care cetățenii să nu-și pericliteze viața pe șosea? Păi, ba da, ar fi trebuit să fie, că așa e normal, ca să nu... să reușească oamenii să ajungă la destinație cât mai repede și nici să nu pățească ceva. Eu știu cum au programat ei lucrările. Îmi pare rău că nu știu. De fapt, nici restul cetățenilor nu știu prea multe despre asta. Cum vi se pare șantierul? În lucru. E adevărat. Dar cum vi se pare că astăzi suntem în noiembrie, vremea permite... s-ar putea lucra și totuși nu e niciun muncitor. Păcat că nu se lucrează, vremea e bună și îi rugăm pe cei care se ocupă să fie un pic mai conștiincioși și să grăbească puțin lucrările ca să putem merge și noi mai comod. E adevărat că nimic nu se face fără sacrificii și sunt de acord cu asta. Se sapă, se lucrează, să ajungem într-o eră mai dezvoltată. Dar nu vi se părea normal ca pe șantierele care au cuprins Deva în această vară să existe locuri amenajate prin care pietonii să poată traversa, să poată trece, să poată ajunge la instituții sau chiar acasă? Da, se putea face și asta, dar acum este puțin inconvenient, dar trece și asta și să sperăm că va fi mai bine. Bună ziua! Vi se pare normal ce se întâmplă aici? Dar ce se întâmplă? Nu știu, suntem într-un șantier. Păi, în șantier? Păi ca să repari și să faci ceva bun, trebuie întâi să spargi drumul, nu? Corect, de acord cred cu dumneavoastră. Eu așa cred. Și până la urmă e și normal că lor să-l termine, dar
cine știe, peste un an, doi, și eu mă gândesc așa. Bă, bune, nu știu, conceput de un an, probabil, omul, dar am impresia că nu se va termina anul ăsta, oricum nu se va termina, e incredibil. Dacă se termină, înseamnă că e ceva fantastic. Nici nu contează când se termină până la urmă, dacă ar fi fost locuri amenajate prin care pietonii să poată trece. Știți că proiectul... Și pietonii trebuie să descurce, că n-au încotro. Asta proiectul prevedea... Omul trebuia să spargă, acum hai să fim cinstiți. Trebuia să spargă ca să facă un lucru bun. Da, dar se puteau face niște treceri provizorii? Proiectul prevedea. Eu încercat, vedeți și dumneavoastră, dar e foarte greu ca să spargi într-un cap a orașului și celălalt, fără să pui pe cineva în spate să-și repare, știți? Acum, e cam greu. N-ați fi făcut asta în gospodăria dumneavoastră? Păi nu, domnule, duceam maestru, domnule, spargi aici, de aici încep și termin cu gata, vic, cu gata, nu așa îmi faci mie tot, îmi spargi tot orașul. Oraș ca ăsta eu n-am văzut. Acum am fost la Hunedoara, iertați-mă, nu am nicio problemă cu nimeni. Dar e Las Vegas-ul, domnule. Las Vegas-ul. Știți când? La 1 ianuarie. Și în decembrie la fel, deci la Crăciun. M-am mirat. Nu eu, am rămas perplex, domnule. Nu numai eu. Discutam mai cu mai multă lume. Zice, extraordinar ce a făcut omul ăla. Nu. Aici, într-adevăr, toată lumea se spere. Eu la Deva, ei, nenorocire, spart, dărâma tot. Păi dacă lua de la început, știți, eu așa zic, pun-mă, tata, maestru, aici, repari, domnule, de aici, dumneata, spargi și vii cu gata. Cap-coadă, nu? Ne ziceți câteva vorbe. Da, cu privire la ce? Faptul că circulați pe carosabil. Uitați, vreau să intru la ce și mă văd de 10 minute și nu sunt în stare să ies. E îngrozitor. Oriunde și e greu, nu pot să ridic atât de mult, că e foarte înalt, e foarte înaltă bordura. Nu? Suntem niște proști, dar nu se lucrează, măcar intrarea să o facă. Cum intru eu la ce în situația asta? Nu sunt scări, nu-i nimic, nimic. Aștept pe cineva să vină să-mi dea mâna ca să pot urca. Nu se poate. Dar toată Deva aproape, arterele principale sunt sparte. V-ați obișnuit așa să circulați? Vă riscați efectiv viața? Vă spun, au făcut acum la piață sistemul ăsta cu pătrățele. Peste două luni poate să meargă să le ia, că le fură. Și o să se ridice, te împiedici în ele și cazi. Asta se întâmplă. Deci și unde e gata nu vă ajută în cazul dumneavoastră? Nu. Și ce se întâmplă dacă e o trecere din asta de la un trotuar la celălalt? E atât de înaltă bordură cât eu trebuie, dacă am bagaj, trebuie să ridic ca să trec de bordură și apoi pe trotuar. Nu se poate, domnule, dar la noi orice e valabil. Totul, nimic bun. N-am văzut ceva să zic în sfârșit ceva grozav. Nu că grozav, normal. Nu-i normal nimic. Și asta îți creează așa o situație, o stare de nervi, o stare de nesiguranță și de nemulțumire. Ăsta este adevărul. Dacă e cineva, te rogi de el, domnule, fă, te rog bine. Și ajută-mă să trec trotuarul ăsta. Acum vin de acolo, de pe strada, și am mers până în capăt. Toate, dar eu pot să ridic, că am încercat. Nu pot. Sunt patru borduri. Și sunt înalte, că dacă ar fi normale, ar fi ceva. Bună ziua! Ați găsit o bancă liberă sau sunteți în pauza de masă? Pauza de masă. Sunteți în pauza de masă? Chiar ne întrebam că e cald afară și nu e niciun muncitor. La ce oră credeți că ar începe lucrările astăzi, dacă tot permite vremea? La 12:30. La 12:30. De la ce oră la ce oră aveți pauză de masă? La 12:30. Am înțeles. Vom la ce la noi, la Deva. Când preconizați că veți da? Probabil că aveți în... Nu știți să vă spun. Nu vi s-a spus că trebuie dat în folosință până la data de? Nu știu. Vorbiți cu șefii, nu cu mine. Nu știu să vă spun.
Mai sunt un citor sau numai dumneavoastră? Momentan numai eu. Numai eu. Vă place că e, uite, e nouă. Da, e tot cu trepidături merge. Nu înțeleg. Adică în momentul în care rulați cu bicicleta pe ea, da, se... Da, zic că mergi pe calea ferată. În toate zonele unde e gata? Să zicem că aici poate nu-i făcută recepția și nu sunt încă fixate. Dar sunt în alte părți unde e gata. De la piață, cum vii încoace, tot așa e. Pe dalele astea care sunt puse așa, nu. Era mai bine dacă puneam un asfalt sau ceva, că era o linie perfectă, dreaptă, de rulare, dar așa. De acolo, dacă vine, omul obligat trebuie să treacă pista de biciclete. Deci, văd bine. Da. Și măcar dacă o făcea un pic în semi-arc, așa, ca să aibă omul să treacă direct de acolo, nu să treacă pe pista de biciclete. Păi nu. Un lucru de mântuială făcut. Îmi pare rău, Cozec, dar nu. Numele, dacă vreți, sau cetățean anonim? Nu, Săr Mircea. Că și la primar, pe pagina lui de Facebook, eu zic primarul Facebook, i-am scris, când am scris de asta, m-a executat, fără drept de apel. Nu. Dar uitați-vă, ei în vale deja aici. Ui, e groapă. Da, se vede, e deja deformată și nici măcar nu e dată în folosință. Păi nu. Da, nu pot să zic eu, că zice că sunt rău intenționată. Nu, dar mai întrebați mai mulți care merg cu bicicleta sau pe jos. Că sunt unii care nu ridică piciorul, îl târie după el și se împiedică. Suntem așa de mulți proști și cu niște bani când avem din ce, nu facem ce trebuie și ce este, ne apucăm să rupem, să strângem. Ar fi bun bătut pe ele, pe părțile alea sensibile toți, că nu a fost unul dintre ei întreg la minte să facă ce trebuie pentru aia mici care nu au. Avem și oameni deștepți, dar nu sunt pe posturile care trebuie să fie ei. Avem mulți oameni care nu sunt competenți pe niște posturi din este. Avem unul la județ aici, nu știu, parcă ne dărâmăm. Țara, Doamne, că țara e o cenușă reasă. E o cenușă reasă țara. Generațiile alea care au făcut fabricile alea de avioane, de... ăsta, au făcut rafinerie, au făcut benzinerie și nu au în sare să vândă benzina. Culmea, aici la toate astea care sunt aici, trebuie să creștem o generație. Cum o creștem? Suntem prăpădiți, amărâți. Nu știu în ce cuvinte să vă spun. Ne-am întors la 12:35. Așa cum ne-a spus băiatul care era în pauza de masă, e tot în pauză de masă, se pare. Nu e al muncitor, am înțeles că pauza de masă a fost între 12 și 12.30. Nici la această oră nu găsim al muncitor, decât doar unul care se pare că până la urmă păzește utilajele. Cam asta se întâmplă astăzi, undeva. Și da, se pare că muncitorul folosea utilajul pentru a se odihni, dragii mei, sau îl păzea. N-am descoperit până la urmă. O să descoperim probabil până la finalul lucrărilor, pentru că, așa cum v-am promis și la început, promit să fim alături de dumneavoastră în stradă. A fost doar un exemplu. În fiecare săptămână, dacă rămâneți alături de noi, promit să fiți invitații noștri la Dale Dimineții. Ne întâlnim pe stradă, povestim și aici, la Dale Dimineții, vom încerca să aducem întâmplări, nu doar lucruri rele. Ați văzut că le primim cu zâmbetul pe buze, pentru că
bune, rele, bucuroși vom fi de toate, că totul vine până la urmă de la bunul Dumnezeu. Ma, și o să avem... Rubrica asta a fost de râsul plânsul. Da, păi, acum sunt la dale dimineții, toate vor fi de râsul plânsul, pentru că, Nicol, îmi doresc să luăm lucrurile un pic mai în glumă, pentru că dacă ne stresăm mereu și punem doar la suflet lucrurile rele, nu o să reușim niciodată să fim mai buni, zic eu. Da, bineînțeles, da, trebuie să le tratăm ca atare, dar de asta spuneam, sunt și rubrici de râs cu lacrimi, știi? Așa, dar sunt și rubrici de râsul plânsul, în sensul că, na, mai scrâșnești din dinți, mai zici una alta în gând, știi? Dar până la urmă trebuie să fim optimiști, trebuie să mergem mai departe și să tratăm lucrurile ca atare. Eu voiam să... să pun accentul pe decorul ăsta nemaipomenit. Dacă vă aduceți aminte de Ioana în emisiunile trecute, ea era cea care număra zilele până la Crăciun și până la Revelion. Așa. Și acum am fost foarte surprinsă când era toată agitată și toată nebunită să se ducă, să facă cumpărături, să aranjeze studioul și am zis, dar cum vrei? Zice, îl pregătesc deja de sărbători. Zic, mă, da, suntem la începutul lunii, noiembrie. Da, zice, nu-i nicio problemă, în magazine deja din octombrie au apărut podoabele și vitrinele și aranjate și care pomenesc de sărbători. Eu mă bucur pentru Ioana că a început emisiunea într-un cadru de sărbătoare, știi, e sărbătoare în sufletele noastre, apropo de faptul că trebuie să luăm mai ușor, știu eu, tratarea problemelor de zi cu zi. Este un cadru de sărbătoare și te simți ca și cum ar fi deja sărbătoare, iar șemineul ăsta mă nebunește. Atât de mult îmi place încât în momentul în care am văzut și eu mi-am pus acasă, așa, și când am musafiri, când vine cineva la mine în vizită, le spun, dați-mi voie să aprind șemineul. E un cadru foarte fain, foarte, foarte frumos, foarte frumos, felicitări, îmi place grozav. Acum nu știu, probabil va veni și un brăduț prin decembrie, cine știe ce-i mai coace mintea Ioanei. Da. Apropo de rubrici, sunt sigură că ai mai pregătit ceva rubrici. Mai avem pregătit, rămâneți alături de noi, nu plecați. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Eduard Nicolae Hinț, cred că e tata lui Bia, ne urează bună dimineața. Bună Călinca dimineața. Cazan ne spune neața, mult succes și viață lungă emisiunii. Îți mulțumim, Călin, și îți mulțumim și pentru materialele pe care ni le-ai transmis dimineața de vreme, în această dimineață, să vedeți despre ce este vorba. Adriana Furcă ne spune, bună dimineața, o săptămână binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea, tuturor felicitări, stimă și respect, Doamne ajută tuturor. Și așa e, dragii mei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această șansă, pentru acest început, nou început, pentru că fiecare început e greu, dar e înălțător. Pentru că atunci când începi un proiect, te gândești cum să-l parcurgi. Sau cel puțin eu în sufletul meu la asta mă gândesc. Încep un nou proiect, nu mă gândesc la final, mă gândesc la ce urmează pasul următor. Pasul următor vine atunci când deschizi ochii sufletului și privești în jurul tău și privești oameni frumoși și privești oameni cu inimă mare, privești oameni care încearcă să facă ceva și să vedeți că și reușesc mulți dintre ei și eu sper prin dale dimineții să-i conving pe oameni că pot face lucrurile un pic mai bine. Acum, nu știu dacă reușesc eu să-i conving pe toți și materialul pe care l-ați urmărit nu a fost o critică la adresa nimănui, insist. A fost un material pe care vreau, cu virgulă care, vreau să ajung poate la sufletul sau la mintea celor care sunt la cârma acestui oraș, care arată
ca după bombardament, mai avem imagini și o să venim în altă emisiune, promit, cu fâșia, pot să-i spun, de război, efectiv, suntem ca după bombardament, o bucățică din oraș, păcat, păcat, dragii mei, pentru că avem unul dintre cele mai frumoase orașe din țară. Și e momentul în care vreau să vă promit că o să încercăm să luăm la pas acest județ minunat, pentru că e unul dintre cele mai frumoase județe pe care această țară le are. E al doilea județ ca potențial turistic din această minunată țară, unde eu place să spun că sunt acasă și nu zic la Deva, zic în județul Hunedoara. Și tot încerc cumva să vă spun că acasă, de fapt, nu e un loc. Acasă, după experiența mea din ultimii 2 ani de zile, acasă e acolo unde simți că oamenii te primesc cu zâmbetul pe buze, te primesc cu dor. Acasă înseamnă un loc unde te întorci pentru că sufletul te cheamă. Așa am simțit eu în momentul în care, după un an de pribegie, am ajuns aici, în județul Hunedoara, acasă, dragii mei. Aici mă simt acasă printre voi, vă mulțumesc încă o dată și da, mai sunt 41 de zile până la Crăciun și e momentul să dezvălui de ce am pregătit platou de sărbătoare. Pentru că mâine intrăm în postul Crăciunului și pentru că eu îmi doresc să prindem lumina și să prindem bunătatea, să prindem și să tot ce e mai bun în sufletele noastre, tot ceea ce e mai cald în sufletele noastre, să strângem așa cât mai mult acum în postul Crăciunului, așa cum vă spuneam și în emisiunile anterioare, mie mi se pare că această perioadă până la Crăciun e cea mai frumoasă perioadă din an. Când noi reușim să fim darnici, să fim buni, să facem fapte ușoare, fapte bune, cât mai ușor. Ni se pare așa mai la îndemână, să spunem așa, să fim buni. Și poate reușim să ducem în anul care urmează cât mai mult timp această bunătate cu noi. Până atunci o să avem o sumedenie de surprize, vă promit asta. Nicol, tu te-ai gândit vreodată ce bijuterie e cea mai frumoasă? Bijuterie? Da. Dacă cineva te întreabă ce bijuterie e cea mai frumoasă, tu ce ai răspunde? Într-o două cuvinte, trei cuvinte. Bijuterie? Da. În sensul real de bijuterie sau la figurat? Cineva îți pune o întrebare. Care e cea mai frumoasă bijuterie pentru tine? Cea mai frumoasă bijuterie pentru mine este o inimă iubitoare. Și am primit, dragii mei, primul răspuns. Eu vreau să lansez o provocare pentru dumneavoastră de aici, din prima emisiune. Care e cea mai frumoasă bijuterie? Și fiecare dintre dumneavoastră, sper, pe perioada până la Crăciun, să-mi transmiteți prin mesaje, prin mesaje scrise pe pagina personală, pe pagina Hunedoara 1 TV, ce considerați fiecare dintre dumneavoastră că e cea mai frumoasă bijuterie. Și așa poate să descoperim ce ne dorim de Crăciun, care sunt cadourile pe care ni le dorim. O să vedem cum aflăm ce își dorește fiecare. Uite, Nicol spune că cea mai frumoasă bijuterie e o inimă iubitoare. Pentru mine l-a figurat. Alții pot interpreta. Fiecare propriu spune ceea ce simte. Da, asta era ideea. Sigur că da. Mai dăm citire la câteva mesaje. Maria Hinț ne spune: bună dimineața, succes în emisiune. Bia, cred că e mama ta. Și uite pe Bianca și pe Rosie. Bunica. Bunii, o salutăm pe bunii și mulțumim că e alături de noi.
Bia, Nicole și Rosi, mulțumesc, fac parte din viața mea, dragii mei, acești oameni minunați și le mulțumesc. Încă o dată, Monica Giurasă, vă pup, fetele, mult succes! Mulțumim, Monica, și te așteptăm alături de noi când vrei să vorbești. Eu te aștept. Poate într-o zi vom depăna împreună aici amintiri și fapte și nefapte și ce se întâmplă, să spunem, pe aici, prin jurul nostru, în municipiul Deva și nu numai. Mergem și la Hunedoara, îl salutăm pe domnul Enea Vasile, care ne urmărește, este instructorul de la ansamblu Hațegana și vă promit eu că, și știți că eu îmi țin promisiunile, eu cuvântul dat nu-l iau niciodată înapoi, mi-am ținut promisiunea de fiecare dată. Ne vom vedea cu domnul Vasile Enea curând aici în platou, probabil și cu o parte din ansamblu Hațegana, nu putem să-i aducem pe toți, cât ar fi casa mea de mare, e studioul, platoul, iubesc, e foarte frumos. Îi mulțumesc încă o dată Corinei pentru efortul depus pentru a avea o asemenea casă, nouă casă. Bună dimineața, ne salută și domnia sa. Monica Giurasă ne spune, vin, ți-am promis. Te aștept, Monica. Andreea Patriche. Bună dimineața, Andreea. Se pregătește probabil să meargă spre celălalt job al ei. O să ne vedem cu Andreea astăzi, cu siguranță, la știrile Hunedoara 1 TV. Mult succes, fetele mele. Felicitări, Ioana. Eram sigură că încă nu meri până vine Moș Crăciun. Așa e, dragii mei. Eu voi număra. Vom număra împreună. Aseară am întâlnit-o pe Mihaela la Teatru din Deva. O să vedeți imediat ce am făcut la Teatru din Deva. O altă prietenă de la Orăștie. Am întâlnit foarte multă lume aseară la Teatru din Deva. Sala a fost arhiplină. Aș putea să spun că s-a dublat capacitatea sălii. Oamenii au stat chiar în picioare pentru a asista la sesiunea de dezbateri care a fost organizată de Biblioteca Ovidiu Sușanu din Deva, Biblioteca Județeană. Bineînțeles că domnul director Sebastian Bara și echipa de la bibliotecă, care sunt niște oameni minunați și pe care i-ați întâlnit probabil la târgul de carte din această toamnă, la petrecerea de Halloween și multe alte subiecte care sunt organizate de bibliotecă, sunt niște reușite și în minutele care urmează îl rog pe Rosi să ne pregătească interviul cu nimeni altul decât profesor dr. Dulcan, care a fost aseară, Constantin Dulcan, care a fost aseară în Deva. Mă bucur să vă revăd încă o dată, o spun. Și o întrebare. Are creierul uman abilitatea de a se reseta? Oh, da. Este cel mai complex aparat pe care Universul l-a construit și în același timp cel mai mobil și într-o permanentă transformare și schimbare, dacă insul respectiv are voința să și-l folosească. Creierul este ca și mușchiul. Nefolosit, se atrofiază. Ori toată sănătatea noastră, toată fiziologia și sănătatea stă sub gestiunea creierului, pentru că el conține comanda tuturor mecanismelor pe care corpul uman are nevoie. În consecință, pentru a fi sănătoși, pentru a avea o viață lungă, dar pentru a avea mai ales o viață în plină sănătate, că nu-i totul să trăiești mult, dar larvar, adică fără posibilitățile de a te mișca, de a te mobiliza, de a gândi. Deci, pentru asta ne trebuie în permanență să folosim creierul. Și lucrul ăsta îl sfătuiesc nu numai a omului care este într-un serviciu și care vrând nevrând este supus unui efort prin care creierul se implică, ci mai ales a celor care sunt pensionați, pentru că unii cred că dacă s-au pensionat, viața toată este o odihnă și un sedentarism etern. Sau, mă rog, până când sfârșitul se poate exprima. Nu. Este nevoie, chiar mă adresez oamenilor în vârstă, este nevoie de o permanentă folosire a creierului. Asta înseamnă să ieși în natură, să respiri profund. Unii stai în
sfătuie să învățăm o limbă străină. Poate că nu, mai e cazul pentru mulți. N-are ce să facă cu ea, să spunem. Dar este nevoie să citești o carte, să te ofrezi, să vezi un spectacol ca lumea. Să întreții o relație socială este extrem de importantă ca oamenii să socializeze. Dacă îți spun socializat, înseamnă că cu prietenul, cu prietenii, să discuți lucruri frumoase, utile sănătății, utile semnelor. Nu să vii și să bârfești pe al treilea sau pe al patrulea, pentru că o să vedeți în această conferință, cuvintele au forță, au semnificație, au sens. Deci ceea ce vorbim, ceea ce discutăm și spun eu, în fiecare clipă în care gândim, noi pledăm pentru sănătate, pentru bucurie, longevitate, viață. Sau, invers, pledăm pentru stres, ură, nefericire, agresivitate, boală și moarte. Deci e foarte important ce cuvinte folosim și cum ne exprimăm. Pentru că în clipa de față putem să știm foarte exact, avem dispozitive, aparate prin care noi putem să înregistrăm ce se întâmplă cu doi indivizi sau mai mulți care discută. Ei, în momentul în care noi discutăm frumos, într-un sens util tuturor, se constată la aparatele de care spunem clipa de față, cum crește energia vitală. Deci fiecare dintre noi dăm și primim energie. Noi credem că într-o discuție doar facem schimb de impresii. Nu, numai. Ci și primim sau dăm și primim energie. Deci o discuție frumoasă, civilizată, ne încarcă cu energie. O discuție discordantă, conflictuală, ne scade pur și simplu puterea, sănătatea și ne trezim bolnavi și inutili. Adică, în loc să ne înțelegem omenește și să trăim cu toții sănătoși, noi alegem calea cea mai proastă, să ne certăm, să intrăm în conflict, să ne îmbolnăvim și, evident, ne beneficiu nimeni noi. Deci este foarte important să învățăm să trăim. A fi este o responsabilitate, este o știință și o artă. Aceste lucruri toți ar trebui să le știm. În beneficiul nostru, al sănătății noastre și al unei vieți cât mai sănătoase și utile. Toți vrem să trăim mult, dar oricum, ci să trăim sănătoși, să putem să fim putere, să ne mobilizăm, să fim utili și celorlalți și, în primul rând, nouă înșine. Acestea este niște minime sfaturi care nu sunt nici măcar secrete. Sunt doar sfaturi utile. Știm în clipa de față suficient de mult ca să înțelegem de ce ar trebui ca noi să fim niște oameni sănătoși și să ducem o viață lungă și utilă. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Nu sunt singura, Nicol, se pare, care cred în binele pe care oamenii pot să-l facă. Nu sunt singura care cred că puterea cuvântului, frumos spus, atunci când vine din suflet, schimbă lumea. Mesajele domnului Constantin Dulcan, am făcut în urmă cu câțiva ani o emisiune, când a venit prima dată la DEVA, tot cu ocazia lansării uneia dintre cărțile pe care le-a scris. Nu mă întreba când, pentru că de obicei nu țin minte. Nu, pentru mine anii, zilele, lunile... Când, în 2018, sala bibliotecii de lectură. Da? Nu, 2018, habar n-am. Iată, au trecut aproape 5 ani de atunci. Da, am stat de vorbă cu dânsul și mesajele pe care le transmite sunt extraordinare. Dacă am găsit în noi suficientă forță să tratăm inclusiv problemele noastre într-un alt mod, mai deschis, mai echilibrat, ar fi foarte bine pentru noi și pentru sănătatea noastră. Așa este. Îl întrebasem printre altele, pentru că și eu primisem întrebări din urmă, dacă există Dumnezeu, știi? Pentru că mulți comentează în tot felul de feluri, știi, existența lui Dumnezeu. Și culmea, fiind și cercetător, fiind și medic, și mă așteptam la un alt răspuns din partea lui, pentru că de obicei răspunsurile dintr-un anumit mediu sunt destul de seci și negativiste. Da, și am primit un răspuns foarte ferm. Da, există,
totul este să știm noi cum să materializăm și să interpretăm existența lui Dumnezeu. Mesajele sunt extraordinare, dar avem nevoie de forță ca să putem să trăim viața bine, așa cum ne recomandă, știi? Să fim buni. Am revenit un cadru, mulțumesc Rosi, mulțumesc Bianca, și dovada că Dumnezeu există și că Dumnezeu iubește oamenii, aceasta este o dovadă, dragii mei. Vorbim de un tânăr, Vlad Lință, și despre Dor cu Dor, un album discografic care a fost lansat sâmbătă la Brad, în sala Cinema Zarand, sala renovată de la Brad. Dumnezeu există, dragii mei, pentru că mi s-a dovedit mie sâmbătă că Dumnezeu există, pentru că într-o lume în care avem probleme cu banii, pentru că într-o lume în care nu avem timp, pentru că într-o lume în care totul este greu și ne e ușor să spunem că totul este greu, nu e aia, nu e aia, nu e aia, oameni de bine, oameni minunați, doi părinți în primul rând minunați, au reușit să, nu știu cum să spun, v-am spus că Dexul este sărac, nu găsesc cuvintele, au reușit să dea valoare pasiunii și talentului unui tânăr minunat. Nu vreau să pierdem prea mult timp, pentru că mai avem foarte puțin timp din această emisiune. Vreau să vedem cu ochii noștri, prin niște imagini care ne-au parvenit datorită lui Călin Cazan, încă o dată îi mulțumesc, ce s-a întâmplat la Brad, doar o bucățică. E o mică bucățică, după care vom povesti în timpul care ne-a mai rămas și sper ca în curând Vlad să fie alături de noi aici la Dale Dimineții. Rosi, te rog, ajută-ne materialul. Are tinerețea în suflet mereu, pentru că de fiecare dată o văd înconjurată de tineri. Noi în culise, să știți că îi spunem mami. Așa că am să o invit cu mare drag în scenă, de această dată, pe specialistul Elize Stan. Cuvintele sunt deprisos și, repet, nu ne-ar ajunge, cred eu, 10 minute ca să spunem toate specializările pe care le are domnia sa. De fiecare dată spune așa, Feli, spune simplu, de la Televiziunea Română, Elize Stan. Vă rog, doamnă. Bun găsit tuturor! Să știți că este o mare bucurie pentru mine să mă aflu acum aici, pe această scenă, însoțind un tânăr care, iată, visează să-și împletească destinul cu muzica tradițională. E o mare bucurie pentru noi specialiștii că, iată, apar tineri care știu să prețuiască adevăratele valori. Iar așa după cum ați putut și dumneavoastră observa, Vlad Lință chiar prețuiește. Și nu doar frumos, foarte frumos am auzit din culise toate prezentările pe care le-a făcut Felicia, draga mea Felicia Stoian, și am aflat din prezentările sale că știe să mulțumească. Recunoștința e floare rară. Iată că el, având o educație foarte frumoasă, solidă, primită de la familia sa, știe să spună mulțumesc celor care au pus umărul la cariera sa artistică și la cariera sa profesională. Iată, Ciprian Roman este unul dintre ei, pentru că, da, l-a însoțit în cadrul talent show-ului Vedeta Populară de la TVR1, al cărei, cum a spus și Felicia, producător și moderator este draga mea Iuliana Tudor. Și atunci au avut un moment artistic de excepție, foarte bine apreciat de public, iar impresia pe care a lăsat-o juriului Vlad a fost una foarte bună. Dacă nu a ajuns chiar vedetă populară, să știți că încă mai are timp, are doar 17 ani și este la început
începutul carierei sale artistice, precis că va dobândi de-a lungul carierei sale premii nenumărate. Pentru că trebuie să știi, Vlad Dragule, și dumneavoastră, desigur, că pentru a izbândi un interpret, trebuie să-și includă în programul său foarte multe ore de muncă. Trebuie să aibă inspirație, creativitate, să aibă seriozitate, disciplină, rigoare, să aibă, în primul rând, un bun echilibru psihic. Nu mai e timp. Am fi putut să ascultăm tot ce are de spus doamna profesor dr. Elize Stan. Și au fost cuvinte minunate. De asta am și ales să dau această bucată, pentru că eu probabil nu mi-aș fi găsit cuvintele așa cum domnia sa și le-a găsit sâmbătă la Brad, pentru a descrie acest tânăr minunat care ne-a impresionat pe toți. Felicitări, Vlad Lință, felicitări, domnule Ciprian Roman, pentru susținere, felicitări familiei, bineînțeles, părinților, Dalia și Liviu Lință, felicitări Victor Lință, pentru că ai fost alături de fratele tău, felicitări orchestrei, ansamblului Drăgan Muntean, și lista continuă. Alături de Vlad au fost domnul profesor George Câlțea pentru realizarea acestui album și prietenul nostru Ovidiu Pintilei. Dragii mei, vă felicit încă o dată, sper să ne revedem curând aici în platou. Ați mai trecut prin platou în emisiune alături de mine și sper să ne revedem curând aici la Dale Dimineții de data aceasta, dragii mei. Da, mi se pare că tu ai fost prima care ai vorbit despre Vlad. Nu cred că pot să mă laud cu asta. Pot să spun că da, într-adevăr, în pandemie l-am auzit pe Vlad prima dată, fără să-i văd chipul, am auzit doar vocea acum câțiva ani la Ovidiu Pintilei la studio. Eu când l-am auzit, dacă ți-aduci aminte, da, ce am zis, zic, Dumnezeule, el este viitorul Vurduiancu, dar are 18-19 ani, cât are? Nu are 18 împliniți, noi l-am sărbătorit sâmbătă pe Vlad, dar ziua lui de naștere va fi pe data de 21. Deci vreau să spun că luna aceasta, la Țebea, când a cântat, a înțepenit toată lumea, știi? Are o voce extraordinară, la 18 ani e fantastic. A fost și în emisiune, mi se pare, la Elis. Da, chiar la începuturi, chiar la început. Era atât de emoționat și nu prea avusese el tangență nici cu microfoane, nici cu emisiuni, nici cu... Acum, dacă va veni la emisiunea... La Dale Dimineții, sper să dezbatem mult mai adânc. Nu, adevărul este că l-am susținut și l-am promovat, pentru că merită, valorile merită susținute și promovate. Cel puțin aici, loco... păcat să nu arătăm lumii ce tineri talentați avem. Mai dau citire doar unui mesaj, presupun că nu mai e timp. Maria Șpaneț scrie: felicitări, Ioana, draga mea, te pup și te îmbrățișez cu mare drag. Și eu, draga mea, și mă bucur că ești alături de mine în această dimineață. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris mesaje, nu doar pe Facebook, și în privat. Nu o să-mi găsesc cuvintele până la finalul emisiunii și probabil nici mâine, nici poimine și niciodată nu o să reușesc să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine. Ar mai fi fost o rubricuță, dar nu mai putem difuza, mai avem cât, Rosi, dacă mă ajuți, câte... Suntem gata, deja ieșim din emisie. Dragii mei, mâine dimineață la Dale Dimineții vom afla cum ajunge o femeie șef bucătar. Alături de mine aici va fi Ioana Bogdan și o să parcurgem o aventură minunată. O să vedeți mâine dimineață despre ce este vorba. Nicol, îți mulțumesc! Cu drag, misiunea mea de astăzi a fost foarte
foarte ușoară, foarte lesne de dus. Mă bucur că ai pornit din nou proiectul și eu ți doresc mult, mult succes și sper ca invitații tăi să fie pe măsură, la fel ca și în edițiile trecute, și să dezvălui cu adevărat telespectatorilor noștri nu doar povești de viață, ci și amănunte hazlii, amănunte, știu eu, mai puțin cunoscute. Este foarte important. Deci, succes pe mai departe. Îți mulțumesc! Până mâine dimineață, când vom revedea aici, la Dale Dimineții, de la 7 fix, dragii mei, am o singură rugăminte. Vă rog, de când v-am cunoscut dintotdeauna, nu uitați să iubiți, să fiți buni, dăruiți un zâmbet, faceți o faptă bună. Pe mâine dimineață!